Salutare lumea, sunt T-Game Grom, vă salută și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer Order 1 Exit și let's do some work, shall we? Bun, mi-am cumpărat businese-ul Bike Rent San Fierro, nu te bloca. Dacă, mamă, ce e aici? What the fuck? Bun, aparent, dacă stau la HQ Hitman, dă crash-ul de pe lume. Și nu știu, crash de a se face... da, se face lag mare de tot. Lag imens. Bun, ghost ăsta este acolo, cred că este APK într-o casă. Bun, APK nu e ceea ce este bine. Poate să fie în HQ, cred. Da, hai să mergem să vedem. Da, mai frate, și era biz, biz. Stai, care era? Business help. Biz help. Business help. Bun, biz info mai era, bun. Save, ce se vede? Sau biz fică tare. Nu știu că. Bun. Asta e biz, Yo! Cât am mai atac sau 100 avea, bun. Bun. Ăsta dă test, s-a dus pe Dreamer, Darwin. Cred că o să fie țintă ușoară. Bun. Hai să vedem cum îl omorâm pe ăsta. Slash Beast Info, oricum vând Mike and San Fierro, 15k negociabil. Cine dorește să cumpere, să-mi dea SMS în joc. Poți să țin bizul ăsta mult timp să-l dau mai scurt. Da, hai să ne concentrăm pe contract. Turn off, sigur, am dat, nu vreau să mă surpriză. Bun. Știți fața aia ce face un prost ca să vadă dacă sunt gaze în casă? Vă zic eu ce. Vreau să mă gândesc puțin. Ce face? Aprinde un chibrit și le aruncă pe jos, să vadă dacă sunt gaze în casă. Dacă explodează, sunt gaze. Dacă nu explodează, nu sunt gaze. Bun. Tipule, tu ești... da, tu ești bun. Da, e training room. Pana mea. Ce face tu un training room atât timp, nu știu. Mă pun aici. Poate iese din training. Ar fi o țintă frumoasă. Oh, perfect! Țintă perfectă. Bun, aparent am făcut cele de leave hit aici, mi-a fost acceptată și trebuie să dăm alt contract. Bun, get hit, undercover, 2, 3, 4... Asta e la mama naibii în HQ... A, nu, nu, nu. Cred că e în HQ FBI. Nu se mișcă, cred că e în casă. Bun, haide să luăm Maverick. Rapid, 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 că la ora 15 avem antrenament. Hitman, azi ora 15 antrenament, prezență obligatorie. E normal că voi veni. Drumul vieții. Nu mai au sperou în viața mea, este cel nu te mai lăgui. Este cel mai încet elicopter. Deci nu, nu, fac nervi dacă iau sperou. Așa că mai bine am Maverick de la, de la aeroport. Hai te rog eu stai că nu te mai mișcă. Bun. Hai te rog stai că nu. Faci el ce spun eu? Nu face, nu normal. Mă ascultă și pe mine ceva? Nu mă ascultă, normal. Mă te rog, eu intră în tunic. Intră în tunic, a spus să mă vezi. Bun, 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 s-a oprit. What? Nu s-a încărcat. Bun. Hai de ca.
dracu' meu. Stau să știu eu care... Acum vine momentul de liniște. Îl văd, îl văd, ăsta e. Ce-are? Ăsta e, îl văd, îl văd. Bun! La limit a fost. Mă refer prin faptul că era să ratez. Bun, 15 minute ca de obicei și revenim. Bun, Hunter Quarry. Oh, era Quarry ăla. O să fie o țintă de aia șmecheră. E sub acoperire. Bun, am luat Undercover. Am luat Order. Bun, și acum hai să mergem după ăsta. Face job? Cred că da. Bun. Dacă face job, e o țintă ușoară că stau pe clădirea aia de lângă. What the? Tonează în fața mea, speră, ui, SPM, hit. Bănuiesc că vor lua UP și Helper 2 la mine. Deocamdată nu am nivelul. Și vreau să deschid aplicația aia de Helper odată, pentru că vreau să aplic și eu ca Helper. Cred că așa deoarece orele mele jucate luna asta sunt destul de numeroase. Deci m-am produs, s-a mai produs, o să vă. Deci asta a produs ca am aflat 1K, până diseară vin face 2K. 2K și ceva. Oricum e unicul bike lane San Fierro. O să-l țin mult, pentru că cu ocazia achiziționării acestui viz m-am gândit să fac și promovări, să fac și un pachet de anunț dedicat acestui viz. Și totodată... A, uite la aici, bun. Oh, e pe clădire. Și și-a plecat, bun. Să nu știu că era el, a plecat, cred că era altul. Dar mă rog, o să fie o țintă ușoară. Îi dăm 300? Hai cu 300. Băi, ăla e să... Bun. O să-i dăm la 27. Să mișcă, să mișcă. Oare fi ăsta care a plecat acum? Da, cred că ăsta e. Da, e clar. Bun. Bun. Tipul ăsta o să urce. Și în momentul ăla o să îi dau. Bun. Și l-ați văzut, Claudia a luat bani, adică Robi, dați vlog. Nu știu dacă mai am pe chat, nu mai am. A luat bani, o să trebuia să sun pe Skype să întreb ce s-a întâmplat. Dacă chiar a avut weapon hack. Bun, tipul vine înapoi, urcă și când va urca, îi dau lovitura de grație. 300 de metri, n-am cum să fac de aici. Cea mai depărtată clădire afară de asta e aia de acolo. Și de acolo nu o să-l văd până la carieră. Deci de aici o să-l lovesc. Nu e asta. Nu e asta. Nu? Nu e. Dacă, ce bine era dacă era, uite ăsta aici, că era țintă ușoară, loveam, dar... 410, mă, să tu ce sta, bă? A, cred că acum urcă. Bun, așa, a făcut stânga. Bun, acum urcă. Și o să vină... pe acolo. Bun, acum e pe margine și... urcă. Uite-l. Mai ai voie să tragi în sensul. Bă, de ce? What? De ce nu se mișcă? Ăsta e. Bun. Contract destul de frumos realizat, după părerea mea. Păi da, și cam atât a fost pentru astăzi, Swifty Gamer. Vă salută și vă aștept data a viitoare la un nou episod. Bau, mi-a rugătul.